În județul Călăraș, 32 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ după soluționarea contestațiilor este de 47,76%. Astfel, din totalul de 67 de candidați, 32 au reușit să obțină în final medii mai mari sau egale cu 8, media minimă de promovare a acestui examen. După soluționarea contestațiilor, încă 2 candidați au obținut notă de promovare. Afișarea rezultatelor finale a avut loc în data de 3 august, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen cât și online. Reamintim că în această sesiune, 85 de candidați au avut drept de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. La examen au fost prezenți 78 de candidați, iar dintre aceștia 11 s-au retras. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Cadrele didactice promovate dobândesc astfel dreptul de practică în învățământul preuniversitar.